Și această echipă a Astrei este una cu profil ofensiv mai degrabă. Vedem, cele două echipe au fiecare câte un banner în limba japoneză, cel al universității semnificând universitatea alături de poporul japonez, în timp ce mesajul Astrei înseamnă Forța Japonia. Va fi și un moment de reculegere, din ce am fost anunțat, în memoria victimelor cutremurului din Japonia. Este cea mai slabă echipă în meciurile jucate acasă din Liga 1, doar 10 puncte strânse de echipa pregătită acum de Nicolo Napoli. Craiova a adus mai multe puncte din deplasare, 11 la număr. Subotic, o preluare pe piept, dar talpa lui urcă Dănănaie, care joacă înapoi cu Dorel Stoica. Din nou Dănănaie în poziție de centrare, reușește să trimită Subotic, este 1-0, gol Craiova! Este 1-0 pentru Universitatea Craiova. Iată, revedem, îmi cer scuze, nu a fost eroarea lui Lucian Goian, așa cum am spus inițial, ci a lui Marius Croitoru, venit în sprijinul defensivei. L-a derutat pe Lucian Goian, care a căzut la pământ. Iată, revedem devierea lui Croitoru și șutul lui Subotic. Nicio șansă pentru Cătălin Grigore. O gură de oxigen formidabilă pe care o inhalează Universitatea Craiova chiar în debutul acestei partide. Un cadou neașteptat luat de pe banca de rezerve. Să vedem dacă va fi încălzit Miranda. Este curajos Silviu Lung și plonjează la picioarele argentinianului. Stânga jos, antrenorul Stelei, o încercare curajoasă și cele ochiuri de fier. L-am văzut și pe patronul Astrei, Ioan Niculae, ceva mai devreme în imagine, alături de președintele, cu un balon pentru Tigoianu. Tigoianu continuă spre interior, șutul lui Tigoianu ar putea pleca mai repede la vestiar. O pasă bună pentru Mățel, o centrare în fața porții, vine însă Zoro cu... Goianul cam agitat, execută Budescu, liber la colțul lung Miranda, recentrarea lui Miranda, a trimis cum să-l scapi pe Miranda. Foarte bine le-a ieșit schema ploieștenilor. O centrare a lui Junior Moraes, ca Miranda respinge Silviu Lung în bară, extraordinar reflex al portarului Științei, corner. Revedem ocazia Astrei. Miranda excelent cu capul. Florin Costa este în offside. Dacă ar fi ajuns mingea la el, continuă faza. Gângioveanu își pune mingea pe dreptul, șutul lui Gângioveanu prea slab. Subotic, șutul lui Subotic. Tatea Craiova în această seară ar putea fi un gol. Este Croitor, o pasă a încercat în adâncime pentru Takayuki. Miranda din întoarcere, Silviu Lung, Vidi Mihalache doar până la Gângioveanu. Șutul lui Gângioveanu, Grigore bâlbâie această minge. Probabil va urma o schemă. Balon așezat pentru Mățel, Miranda, atacant cu o capacitate mare de efort, destul de ambițios, direct spre poartă a executat Budescu. A evitat să iasă și astfel a fost la locul potrivit. Nu respinge foarte bine Marius Croitoru. Subotic încearcă șutul de la distanță. Florin Costea se lamentează. Bun, ce s-a întâmplat? Miranda, deviere, oare a câta lui Miranda? Budescu! Iată-l tot pe Budescu executând lovitura de colț. Bun, Silviu Lung reușește să respingă balon care sare la Mățel. Trage bine Mățel, deviere, gol Astra! Gol 1-1! Marchează Mățel cu un șut deviat de la 20 de metri. 20 de minute din această partidă în care orice se poate întâmpla. Osvaldo Miranda a reușit să devieze cu capul. Silviu Lung Junior a boxat, a fost însă învins de această deviere, cred, a lui Gângioveanu. Nu sunt foarte sigur, dar cred că el a fost. Păcat pentru Silviu Lung Junior, totuși Astra, suporterii Astrei trebuie să fie... Acum David Lopez, se complică David Lopez, pierde mingea, lăsată legea avantajului, un șut, Silviu Lung nu reușește să ajungă la minge, dar șutul lui Paulinho. Schimbare, lovitură liberă executată de Gângioveanu, destul de bine Stoica cu capul, mingea în fața porții și... cu călcâiul la această minge. Balon care l-a lovit în piept pe Subotic.
Dorel Stoica își poate pune mingea pe șut. Dorel Stoica lovește bine balonul, îl forțează pe Cătălin Grigore să respingă în corner. Pentru Universitatea Craiova bate Gângioveanu, respinge apărarea Astrei. Firțulescu, un șut care... Da, nu s-a terminat meciul, am crezut că s-a terminat. Cer scuze. Da, acum de-abia Alexandru Deaconu pune capăt acestei partide.